Războiul lui Putin, pentru unii ciumă, pentru alții mumă. Care sunt țările care prosperă de pe urma exodului rușilor? Pe măsură ce războiul lui Putin îi alungă pe rușii cu stare din țară, unele țări își fracă mâinile, economiile lor fiind în plină expansiune. Deși majoritatea economiilor europene suferă de pe urma impactului invaziei Rusiei asupra Ucrainei, câteva țări beneficiază de un aflux de migranți ruși și de banii pe care aceștia îi aduc cu ei. Georgia a fost Republică Sovietică, aflată la granița de sud a Rusiei, se numără printre puținele țări din Caucaz, alături de Armenia, care și-au văzut economiile prosperând pe fondul războiului din Ucraina, potrivit CNBC. Cel puțin 112.000 de, de ruși au emigrat în Ihoria în acest an, potrivit rapoartelor. Un prim val de aproape 43.000 de, de ruși a sosit în urma invadării Ucrainei de către Rusia pe 24 februarie, în timp ce un al doilea val se pare că la fel de numeros. A ajuns aici după decizia lui Putin privind mobilizarea militară. Valul inițial reprezintă aproape un sfert din toți emigranții plecați din Rusia până în septembrie, potrivit unui realizat de grupul de cercetare Ponar Seurasia. Migranții ruși au fugit și în Turcia, Armenia și în alte țări care nu au fost nominalizate. Afluxul de migranți ruși a avut un impact uriaș asupra economiei Georgiei, deja în creștere după o încetinire în vremea pandemiei COVID-19. Fondul Monetar Internațional se așteaptă acum ca economia Georgiei să crească cu 10% în 2022, după ce și-a revizuit din nou estimarea în această lună. Creșterea a imigrației și a fluxurilor financiare declanșate de război au fost printre motivele invocate privind creșterea. Femei consideră că altă țară gazdă pentru ruși, Turcia, are o creștere cu 5% în acest an, în timp ce Armenia va crește cu 11% din cauza fluxurilor mari de venituri externe, capital și forță de muncă. Ihoria a beneficiat de o creștere substanțială a intrărilor de capital în acest an, în principal din Rusia. Rusia a reprezentat 35.000 din intrările de capital străin ale Georgiei doar în octombrie, ale căror volume totale au crescut cu 725 de procente față de anul precedent.